Unitățile administrative din județ se pot înscrie la concursul intitulat Flori de Bucovina. Cea mai frumoasă localitate va fi premiată la finalul competiției. Proiectul s-a aflat pe masa consilierilor județeni în ședința ordinară de vineri. Acest proiect a provocat și câteva discuții în cadrul ședinței. Competiție doar între localitățile care fac parte de Suceava. Sigur că această formă de concurs este una bună, deci nu obligăm pe mine să ce scrie în acest regulament și concurs. Localitățile sucevene au dreptul să aleagă să fie parte din acest program sau nu. Ideea de bază este că vrem să creăm o competiție între autorități publice în foarte multe domenii, care se convertă în final către un obiectiv comun și în același unei gospodării. În spatele gospodării stau și regulamentul acestui concurs, stau și exprimare motive. O să avem o serie de indicatori care vor fi urmăriți de către o comisie de specialitate pe care o să o decidem împreună, în care doresc să facă parte și consiliul județean, dar și personalități ale gestiului de CSU CMN. Iar motivarea, să zic, că ca atare va fi și financiară, pentru că primele trei localități clasate la finalul acestui an, după două runde de evaluare, vor fi premiate și cu sume în bani, pentru premii, de exemplu, vom oferi împreună, atunci când vom echilibra bugetul pe anul viitor, suma de 1,5 milioane pentru cea mai bine cotată localitate. Proiectele aflate pe ordinea de zi a ședinței ordinare au fost votate în unanimitate de consilierii județeni prezenți, chiar dacă au mai existat discuții sau amendamente. Este posibil ca aleșii județeni să se întrunească și într-o ședință extraordinară.